Amu nu-i nimeni. Adă chești care te scoate, nu știu ce. Amu e amu. Castelul Mimi se află în satul Bulboaca, în raionul Anenii Noi, la circa 40 de kilometri de Chișinău. Era cât pe ce să greșim virajul, însă noroc că băieții de la Castelul Mimi au instalat un indicator. Foarte multe mașini aici. Este aici și balonul Orange. Ca la toate evenimentele, problema cu parcare există. Dar eu sunt sigur că băieții și fetele de la Mimi o să rezolve problema asta într-un timp foarte scurt. Haideți să vedem totuși ce au făcut și mi-a continuat să vină. Există polițiști. Și avem aici zona de înregistrare. Așa, aici e zona VIP. Aici sunt muritorii de rând. N-ați înghețat? Nu, mi-am pus banderola. Mergem la intrarea în castel acum. Și avem și o intrare foarte serioasă aici. Prima impresie, wow! Dar oare ce e în clădirea asta din sticlă mare? Hai să vedem! Este un fel de convention center făcut de cei de la Mimi. Probabil aici poți face o petrecere, o serată, un training, un corporate party, de ce nu. Un dealer auto și-a adus mașinile și le prezentă aici. Din păcate, pe mine acest brand de mașini nu prea mă impresionează. Dar cu mașina asta chiar aș vrea să fac un cert. Și cu asta tot. Unde este cel mai interesant, din păcate astăzi este interzis. E foarte multă lume aici, presupun că așa va fi la lansare și la evenimentele mari. Însă într-un weekend, într-o sâmbătă, într-o duminică, este locul perfect pentru recreere. Pe mine în mod special. Unde este baia și cum arată ea? Oh, cred că am găsit unde se află de ce. Putem să mergem la baie aici? Sau este doar pentru VIP? Inclusiv pentru VIP. Uite mă ce al naibii, se întau baie pentru VIP. Închid ochii la fața că au WC-ul doar pentru VIP. De ce? Pentru că au baie și pentru persoanele cu dizabilități. Like pentru asta. Dar acum mergem să căutăm un WC-ul. Incredibil! Like de două ori. Ce pot să spun eu despre aceste WC-uri? Pentru un eveniment de o asemenea amploare, e ok. Merge! Concert YouTube, spre exemplu, aici la Bulboaca. Aici, așa cum spuneam și la intrare. De parcă nu ai fi în Moldova, de parcă nu ai fi în Chișinău sau într-un sat de la 40 de km de Chișinău. Hai să vedem și cine va cânta astăzi pe scenă. Mașina vremine?
aici există și un spațiu amenajat special pentru copii. Văd că distracția aici e întoi. Camelia, să știi că acest gazon rezistă destoinic la toate atacurile la care este supus. Mi-aș fi dorit ca baia să fie peste tot VIP. Despre parcări. Pe marginea drumului relativ am parcat ușor, însă pe viitor acest aspect poate fi îmbunătățit. Că eu sunt absolut impresionat de ce au reușit ei să facă aici. Este atâta lume astăzi și asta demonstrează că deschiderea castelului Mimi a fost un succes. Este un ambuteiaj peste tot. În zona copii, în zona de mâncare, în zona de băutură, în zona verde. Așa că dacă îi vedeți pe cei de la Mimi și prietenii care i-au ajutat să facă acest loc minunat în inima satului Buzoaca, transmiteți-le un sincer mulțumesc! Și de fapt ajunge atâta vorbăraie. Mă duc să încarc vinul în mașină și... Valera, am unul în nimeni, atât chești care ați desfadit niște gest. Am o iamon! Seara nu putea să se încheie altfel decât așa. Dum acasă, măi tramvai, dum acasă, ce mai stai? Du-mă la mândruța mea, să-i sărut dulce gurița.